Părinții le reproșează consilierilor locali că vechimea domiciliului stabil în Cluj-Napoca pentru înscrierea în creșe este discriminatorie. Acest criteriu de departajare apare în nou regulament, care a fost în dezbatere publică pe site-ul primăriei timp de o lună. Proiectul de hotărâre a fost votat astăzi în ședința extraordinară de Consiliul Local. Ramona Cotruș este o mămică întoarsă recent în Cluj-Napoca după ce a locuit mai multe luni în Spania. Ajuns acasă, a constatat că există riscul să nu-și poată înscrie copilul la creșă. Este vorba de o discriminare în funcție de origine sau de naștere. Ești născut în alt loc sau stai de puțin timp în Cluj, prin urmare primești un punctaj mai mic. Sau vrem egalitate sau nu vrem egalitate. Pe de altă parte, persoanele care au nevoie cu adevărat de creșe sunt excluse. Care este liceul Bujan, care locuiește de 2 ani în orașul nostru, are alte drepturi decât unul care locuiește de mai mult de 10 ani. Cum explică reprezentanții primăriei introducerea acestui criteriu? Necesitatea cea mai mare este a celor care au domiciliu în Cluj-Napoca și nu au obținut un loc în creșă vis-a-vis de solicitările părinților care nu își au domiciliu în Cluj-Napoca, au decât o viză de plătare. Și de aceea am ales să facem o diferențiere, pentru că, din păcate, experiența nu la creșe, dar la înscrierile în grădinițe și la școli s-a văzut cât de ușor se obține ori flotantul, ori domiciliul în pereaza municipiului. După vechimea domiciliului părinților în municipiul Cluj-Napoca, se va aloca un punctaj fiecărui părinte, astfel, între 2 și 4 ani un punct, între 4 și 6 ani 2 puncte, între 6 și 8 ani 3 puncte, între 8 și 10 ani 4 puncte, peste 10 ani 5 puncte, sub 2 ani niciun punct. În anul 2018 au fost disponibile 570 de locuri la creșe și s-au depus 1475 de dosare de înscriere. Din toamnă, peste 900 de copii vor rămâne pe din afară din cauza că nu mai sunt locuri în creșe.